3, 2, 1. Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit la emisiunea Încerc, dar de această dată într-un nou format. Da, suntem în direct și vă încurajăm să intrați pe pagina de Facebook ziuadeazi.md, să ne dați un like și să ne urmăriți întreaga emisiune. Tare vreau ca această emisiune să o facem împreună, noi de aici și voi de acolo unde sunteți. Scrieți-ne dacă ne auziți, dacă ne vedeți, lăsați un comentariu. Orice din partea voastră ne încurajează și ne spune că totul merge bine. Încerc este o emisiune despre, pentru și cu tineri din raionul Cahul, care au ceva de spus. Din experiența lor, din realizările lor, tineri de la care avem ceva de învățat. Eu sunt Ludmila Noni și vă invit să facem cunoștință cu primul nostru invitat. Aparent, dar doar aparent, este o ființă foarte gingașă, sensibilă, firavă, este ca o rază de soare, dar are un caracter puternic, este foarte luptătoare și ambițioasă. Mie întotdeauna mi-a părut că ea face exact ceea ce îi place. Nu știu dacă am dreptate, dar cred că cea mai bine ar fi să aflăm chiar de la invitata noastră. Bună seara, Diana! Bună seara, Ludmila! Îți mulțumesc pentru aceste cuvinte frumoase și mă bucur nespus de mult să mă aflu astăzi la această emisiune. Uite că noi îți mulțumim că ai acceptat să spargem gheața împreună acestui ciclu de emisiuni în direct. Da, suntem în direct și totul va fi așa cum va fi. Adică natural și bine. Da, așa sperăm să fie. Oricum, ambele facem sau avem meserii care se fac live. Tu pe scenă, eu în sala de studio, așa că cu siguranță o să ne scurcăm. Hai să vedem cine ne urmărește în acest moment. Așa. Daniela Botezat, bună seara! Bună seara! Cristina Lupan ne salută! Așa, și Justina Noni este alături de noi. Bună seara, dragilor, ne bucurăm că sunteți alături de noi. Așteptăm să ne scrieți în comentarii măcar ceva, să știm că ne auziți, să știm că ne vedeți. La momentul potrivit o să-i punem întrebări Dianei, dar vă rog să ne lăsați în comentarii și întrebările voastre ca să o descoperim până la sfârșit. Suntem în așteptarea comentariilor voastre. Până atunci, Diana, ia fă-ne nouă cunoștință cu tine. Cine este Diana Mititelu? Cine este Diana Mititelu? Este o femeie care îi place să fie într-o permanentă dezvoltare și într-o permanentă descoperire de sine. Atât? Atât de modestă ești, Diana? Dragii noștri, dacă cunoașteți mai multe despre Diana, vă rugăm să ne lăsați în comentarii tot ce știți despre ea, lucruri interesante, să o descoperim. Dar dacă ar fi să avem CV-ul tău în față, ce am găsit acolo? Ați găsit data nașterii. Așa, cam care e? 31 iulie se apropie. Așa, nu te felicităm azi, te felicităm atunci. Da. Ce ați mai găsit? Ați mai găsit poate familia mea, care este compusă din câțiva membri, mămica mea, tatăl meu și surioara mea dragă. Poate ați găsit faptul că sunt și mătușă, fiindcă surioara mea are un fiu foarte dulce. Și îl voi include și pe soțul surioarei mele acolo. Așa, seriul tău cuprinde întreaga familie. Dar la partea de activitate sau profesie, ce vezi? Profesia mea este actorie. Și este ceea ce am ales cu inima, ceea ce am făcut pe parcursul mai multor ani și ceea ce mi-a plăcut să fac. După toată experiența ta, actor, ca să devii un actor, nu știu, bun sau poate nu chiar atât,
E suficient să muncești mult sau totuși trebuie să ai o doză născută acolo de talent? Când îmi făceam studiile la Academie, profesorii au spus așa, că talentul este doar un procent. 99% sunt muncă. Și în timp am înțeles că au dreptate. Și acel procent de talent, cam la ce vârstă ai ieșit la iveală? Când ai simțit tu că eu vreau să mă fac actriță? Probabil el exista întotdeauna. Pur și simplu a venit momentul și nici, sincer, singură, nu știu cum a venit acest moment ca să iau decizia ca să devin actriță. Fiindcă inițial îmi doream foarte mult să devin medic. Și nu un medic simplu, ci un medic biolog care descoperă și inventează noi metode de tratament pentru pacienți. Și chiar în clasa 10-a, când mi-a fost pus în față să-mi aleg profilul real sau uman, l-am ales pe cel real, fiindcă cu adevărat vroiam să devin medic. Dar iată că în 3 ani s-a schimbat ceva. Ce s-a schimbat? Așa au început să apară în interiorul meu niște întrebări. Bine, voi deveni eu medic. Voi inventa acest medicament, minune. Oamenii care vor fi bolnavi, ei vor primi vindecarea care așa de mult și-au dorit-o. Dar mai departe, doar bucuria aceasta va fi de o singură clipă. Și atunci am înțeles că, adică, ceea ce o să lucrez eu și ceea ce o să fac eu va fi doar un moment, și pentru un moment. Și ai decis să tratezi oamenii sufletești. Da, și atunci mă gândeam, oare ce poate aduce omului mai multă plăcere? Fiindcă eu vroiam, într-adevăr, din toată inima, prin tot ceea ce voi face, să aduc plăcere oamenilor. Ce ți-au spus părinții tăi atunci? Diana, ce fel de actorie? Din asta nu se mănâncă. Asta înseamnă să împli brambura pe drumuri, toată ziua pe scenă. Ți-au spus asta? Nu. Mama mea, am o mamă extraordinară. Ea m-a susținut în tot ce am făcut eu până acum și mă susține de fiecare dată. Înainte ca să merg la Academie, m-a întrebat doar atât. Diana, tu exact vrei să faci asta? Tu te-ai gândit bine? Adică nu era pusă situația că poate devii un jurist sau poate devii un medic sau poate devii altcineva. Ea m-a întrebat doar, îți place lucrul ăsta? Tu vrei într-adevăr asta? Atunci du-te. Și asta a fost. Între timp, crezi că ai făcut pasul corect? Da. Ți-ai dat seama asta în câțiva ani sau chiar acolo învățând? Chiar acolo, învățând, mi-am dat seama că am ales ceea ce cu adevărat a vrut inima mea. Am avut eu dreptate. Da, fiindcă, cum spuneam anterior, a deveni medic înseamnă să dai un tratament pe moment. A deveni actor înseamnă să dai bucurie oamenilor și consider că atunci când inima omului este plină de bucurie, atunci dispar toate problemele. Dar îți amintești tu primul tău rol? Cum a fost? Da, a jucat pe scenă, pe bune. Primul meu rol în care mi-a fost încredințat în Teatrul Luceafărul a fost Duneașa din spectacolul Livada cu vișini de Cehov. Sincer, a fost un rol care m-a crescut, fiindcă mi s-a încredințat acest rol când eram anul 2 la facultate. Practic, în anul 2 nu cunoști practic nimic din meserie. Ai doar ceea ce spunea tu mai sus, talentul, da? Și făceam foarte multe gafe și nu înțelegeam de ce nu merge. Mă simțeam incomod, fiindcă lângă mine erau actori cu experiență, care cunoșteau profesia și eu vroiam să nu-i dezamăgesc, vroiam să fiu și eu la nivelul lor pentru a putea fi de folos acolo unde mă aflu. Și atunci, din anul 2, anul 3 și tocmai la anul 4, tot jucând rolul ăsta, eu l-am înțeles cu adevărat. Am trecut, adică școala de teatru, am trecut-o cu acest rol. Dar, în general, fiecare rol jucat chiar trebuie să intre în pielea personajului în totalitate? Ca să-l înțelegi, să-l joci foarte bine sau aproape natural? Da, corect. Trebuie să-l înțelegi. Atunci când
începe procesul ăsta de montare a spectacolului, prima etapă este, cum spunem noi, deșghiocăm piesa, personajul, adică ne facem cunoștință cu niște oameni noi care au niște trăiri, care le-au adus în anumite situații. Și acesta este nucleul, în general, al întregii piese. Dacă ne reușește să facem bine lucrurile astea la masă, atunci ne este mult mai ușor să interpretăm rolul în scenă. Și, într-adevăr, trebuie să intrăm în pielea personajului. Da? Așa, hai să vedem. În al patrulea an ai înțeles ce înseamnă un show, ce un rol pe care să-l înțelegi bine. Ai venit la Cahul. Da. Ce te-a dus la Cahul, la teatru? Ce te-a făcut să revii în Cahul și nu ai rămas în Chișinău? Din prima clipă, cum am plecat în Chișinău, am plecat cu gândul ca să mă întorc. Nu știu de ce, aveam așa eu o dragoste mai specială față de acest loc și simțeam în inima mea că aici este locul meu, unde trebuie să desfășor activitatea. Simțeam înăuntru meu că aici sunt oamenii pentru care trebuie să lucrez, cărora o să le placă lucrul. Ai regretat vreodată că ai revenit la Capul? Nu, în teatru? Nu, nici o clipă n-am regretat. Toate că și acolo aveam roluri destule, adică dacă rămâneam, poate făceam o carieră la fel de bună cum am făcut-o și aici. Dar am simțit că aici este locul meu și nu, n-am regretat. Aici, la Cahul, cam câte roluri ai jucat? Sau, în general, le-ai dus așa evidența? Le-am dus evidența. Sunt până la 30 de roluri. Sunt 27, 28, cam așa, da. Ai intrat în pielea 28 de personaje. Da. A mai rămas Diana Mititelul din tine așa cum era ea sau ai preluat de la fiecare personaj câte ceva și ai creat o nouă Diana? Uite ce este interesant, că fiecare personaj care îmi venea ca să-l interpretez, ca să-l lucrez, nu știu cum, venea la o anumită etapă a vieții mele. Și cu fiecare personaj, eu m-am învățat să trec prin etapele care îmi veneau în față. Și chiar eu singură mă miram cum atunci când îmi apăreau mie careva întrebări, îmi vine rolul și eu am răspunsuri la întrebările mele și... Îți vine rolul. Da. Dar cum de fapt se întâmplă? Ți-l dă cineva pentru că așa crede că e mai bine? Sau ai dreptul să ți-l alegi? Sau cum se face distribuirea rolurilor? Nu, de obicei vine regizorul care are o idee a unui spectacol și în dependență de temperamentele noastre, în dependență de capacitățile noastre, el își alege echipa cu care vrea să lucreze. Și întotdeauna mi s-au nimerit rolurile mele. Așa, deci oarecum te-ai identificat cu personajul din... Dar ai tu un rol la care ții foarte mult, pe care l-ai putea să-l joci în diferente condiții? Sau poate ai preluat din replicile personajului și le folosești zi cu zi? Ai tu așa unul care de nu, stă la inimioară? Nu pot spune că am un rol care îmi place mai mult și altul care îmi place mai puțin. Fiindcă, cum am spus, fiecare rol a venit la o anumită etapă pentru a mă învăța anumite lucruri. Și atunci, în acel moment, mă identificam cu personajul ăsta, apoi cu personajul ăsta și cu următorul. Și de ce nu pot spune că am un rol preferat, fiindcă în toate rolurile am pus cât suflet am avut în mine, atât am pus în ele. Înainte de a intra în scenă, ia zi, aveai și tu careva, nu știu, obiceiuri, râși, ca să-ți meargă bine în scenă? Ce făceai? Tatăl nostru sau bahar cu apă? Ce făceai? Care era obiceiul tău? Și știai că te ajută să te simți încrezută și bine pe scena mare? Da, atunci când ești pe scenă este o responsabilitate foarte mare. Cu toate că poate aparent pare că a ieșit un actor pe scenă, s-a strâmbat un pic și a plecat.
De niciun actor care lucrează în Cahul nu își abordează astfel profesia. Fiecare om care, fiecare actor care iese în scenă, joacă ca ultima dată. Chiar dacă veți avea posibilitatea sau poate deja ați avut posibilitatea să veniți la teatru, o să observați acest moment. Fiecare actor își face cu dedicare lucrul. Și atunci când vorbim de dedicare, vorbim despre faptul că atunci când ies în scenă, vreau ca omul care a venit la spectacol să plece mult mai fericit de acolo. Și de asta este nevoie de implicarea totală. Desigur că sunt foarte multe obicei și actorii au foarte mari emoții ca să le reușească spectacolul. Și eu tot aveam un obicei, sincer, nu l-am spus niciodată la nimeni. Hai, spune-mi nouă, suntem doar noi două. Da, întotdeauna eu am crezut că și cred că Dumnezeu mă ajută în ceea ce fac. Și când înainte ca să ies în scenă, păi spuneam așa, Doamne, eu te invit la spectacolul meu. Fii și tu acolo în sală, printre oameni. Și atunci mă simțeam oarecum liberă și oarecum susținută, încrezută și susținută de Dumnezeu. Așa. Până la următoarea întrebare, hai să vedem cine e alături de noi. Succese mari, Mireasa Cristina Lupan, Alexandra Popov. Mulțumesc, Cristina. Așa. Să avem o întrebare de la Alexandru Popov. Natalia Lupu e alături de noi, Victoria Roșca, despre tine spune Diana, plină de pozitiv și armonie. Ce zice Diana, ești super! Mulțumesc! Bravo, Diana, mă bucur pentru tine, Alina Carp, iată și colegii. Mulțumesc, doamna Alina! Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Așteptăm și întrebări pentru Diana. Spune-ne, ce faci acum? Acum ce fac? Deci, din toamnă nu mai lucrez în teatru. Da, așa s-au aranjat lucrurile. Am pornit un proiect, se numește Dilimica și scopul acestui proiect este de a aduce bucurie oamenilor. Iarăși bucurie oamenilor, dar altor categorii de oameni mai... Da, și copiilor, și adolescenților. Cât de greu ți-a fost să iei decizia de a trece de pe scena teatrului în alt proiect? N-a fost ușor, fiindcă 10 ani de activitate în teatru nu este un termen foarte scurt. Pentru cineva este o viață chiar. De aceea... N-a fost ușor, dar a fost posibil. Ceea ce faci acum, urmează să discutăm și despre proiectul tău, îți aduce oarecum mai multă bucurie, sufletește și mai mulți bani? Nu pot adică pune pe un cântar nivelul de bucurie, fiindcă bucurie era și acolo, bucurie este și aici. Adică ceea ce am învățat din teatru, folosesc și aici cu oamenii. Și adică în teatru lucram pentru spectatorul din oraș, aici tot este spectatorul din oraș. Adică mare lucru nu s-a schimbat. Da, am satisfacție colosală de la sărbători în acest moment și satisfacție financiară la fel. Știi care e curiozitatea mea și bănuiesc că nu doar a mea în acest moment? Că ai, pot spune, îmi permite să spun că ai oprit un pic cariera ta de actriță pe scena teatrului când ai primit, când ți s-a conferit titlul de artist emerit. Și, dar, de fapt, spune ce înseamnă titlul ăsta onorific pentru un actor, ce înseamnă pentru tine și de ce asta nu te-a ținut mai mult? Nu m-am așteptat că o să primesc acest titlu și niciodată, adică nici nu mi l-am dorit. Făceam pur și simplu ceea ce îmi plăcea și primeam plăcere de la asta. În cariera unui actor, de altfel, ca și în oricare carieră, există anumite trepte. Treapta, nu mai țin minte eu cum se numesc, apoi este maestru de scenă și după asta vine artist emerit, maestru în artă și artist al poporului. Eu se vede că am ajuns la o treaptă anumită când a venit timpul să fiu numită și artist emerit. Pentru tine e suficient atât? Mă refer la cariera de actor.
nu pot ști eu ce o să fie în viitor. Ți-a dat așa o doză de, nu știu, de recunoaștere, de apreciere și că lumea vrea să te vadă de ce ai. Mă simt onorată să port acest titlu. Chiar nu m-am așteptat să-l primesc. Îmi face plăcere că munca mea de 10 ani a fost apreciată și a fost recunoscută. Oricum ai ales un alt proiect. Hai, spune-ne despre proiectul tău, știi de ce? Uh-huh. Pentru că Alexandru Popov întreabă, ce face de nimica? Ce face? Se bucură de viață, Alexandru Popov, ce poate să facă de nimica? Lui te admiră, așa citesc un pic mai devreme și nu pun la îndoială. Cine e Dilemica? Ce înseamnă? Ce faci? Sau, ai spus ceva mai devreme, dar chiar în fiecare zi ești în rol de Dilemica? Iată, luna iunie, practic în fiecare zi am avut sărbători. Chiar a fost o lună foarte aglomerată și foarte productivă. Eu singură nu știu cum am făcut față acestor sărbători, fiindcă să petreci o sărbătoare timp de o oră este echivalent cum ai juca un spectacol în scenă. De asta să joci în fiecare zi nu este ușor. Dar am făcut-o și pe asta. 22 de sărbători. Ah, 28 de roluri pe scenă și 22 de sărbători. Într-o lună. Într-o lună. Păi, da. Te consumă și mai mult, dar bănuiesc energia picilor te încarcă. Da, da. Te încarcă de fiecare dată și... Da, îmi place lucrul cu copiii, cred că este cel mai nobil lucru care există pe această planetă, fiindcă ai de-a face cu cineva sincer, care reacționează la ceea ce îi spui, te așteaptă cu nerăbdare, mă îmbrățișează de multe ori. Să înțeleg că din actorie ai trecut în economie, e o afacere a ta personală, te descurci la numărat? Încerc. Încerc să mă descurc la numărat. Pentru mine compartimentul numărat este mai complicat, fiindcă mi este greu să duc contul. Ai un contabil? Am nevoie de un contabil. Dragii noștri, dacă aveți studii în contabilitate sau cel puțin știți să duceți evidența banilor, Diana vă așteaptă în echipa ei. De ce nu? Mai ales că tu trebuie să te stresc copiii, lasă la bani să gândească altcineva. Da. Da. Așa, hai să vedem și Olesea Vulpe alături de noi. Mă bucur, Olesea. Salut, Olesea. Ana Chiciu, Diana, mult succes, te admirăm. Mulțumesc, Ana. Și Nadejda Jerdeva te salută. Salut. Iubim tebea, Diana, așa că ești în prim plan azi. Aseară ai venit în țară de undeva. Da. Unde ai fost? Am fost la sora mea. Sora mea locuiește în Israel și a fost ziua ei recent, am plinit 30 de ani. A fost o dată rotundă și trebuia să fim alături de ea pentru a sărbători împreună și pentru a ne bucura de acest eveniment. Și cu această ocazie am petrecut și un mic timp de vacanță. Nu cred că e greșit dacă ți-aș pune întrebarea. Ea acolo în Israel? Tu de ce n-ai plecat? De ce mai ești acasă? De ce? Deocamdată am de lucru aici și mă descurc. Mi-am pornit acest proiect de limica și îmi place ceea ce fac. Bun, dar ea nu-ți spune, lasă, Diana, tu, picii tăi, vino, sunt și aici, pici, sunt sărbători, bani mai mulți, vino, e soare, e mare, vino la noi. Nu există așa ceva. Ea observă că mie îmi place ceea ce îmi place și mă susține și ea foarte mult. Ea tot este actriță de profesie, apropo, și tot o perioadă lungă de timp s-a ocupat cu moderarea sărbătorilor pentru copii și reușea foarte bine. Acum eu încurajez. Hai, începe tu acolo, hai! Dar ea, hai, uite la mine ori așa și cam fete mari. Ce te ține aici sau cine te ține? Există cineva care te ține în casă?
Nu mă ține nimic, sincer, acasă. Într-adevăr, pot pleca unde vreau. Și totuși ești. Și totuși sunt, fiindcă am de lucru. Am cu ce să mă ocup. Nu mă plictisesc. Dacă m-aș fi plictisit, aș fi căutat alte oportunități, poate. Sau poate ar fi venit ele și singure, că de obicei vin ele singure. Nu trebuie să le cauți. Hai să vedem. 28 de roluri jucate, artist emerit, ai o afacere care îți place, probabil și financiar te satisface. Ce îți mai dorești de la viață? Ce aștepți? Ce îți mai dorești? Interesant, ce își mai dorește Diana Mititelu? Nu știu, eu sunt fericită. Poate un singur moment. De obicei spun așa, că în viață omul trebuie să facă două alegeri corecte. Prima alegere este alegerea profesiei, fiindcă cu ea vei trăi toată viața, din ea îți vei câștiga existența și pe lângă faptul că trebuie să-ți aducă bani, trebuie să-ți mai aducă și plăcere, sau pe lângă că trebuie să-ți aducă plăcere, trebuie să-ți aducă și bani. Le aduci pe ambele. Dacă le aduci, este profesia ideală. Eu acum am profesia ideală. Așa, și a doua alegere este alegerea persoanei cu care vei trăi, adică soțul sau soția, cu cine vei... Aici te duceai, da? Aici mergeam, i-am zine nouă. Când te măriți? La această întrebare, de fiecare dată răspund. De grabă. Așa, deci ai lăsat loc de alte întrebări. Aha. De grabă, când? Când va fi, cred că o să vedeți poze pe Facebook. Deci e un proiect deja început? Un proiect care urmează a fi început. Urmează. Mai ce evazivă ești. Poate avem băieți de treabă care ne urmăresc. Poate, poate. Și las-le o portiță deschisă. Diana e fată mare. Diana e blondă, e înaltă, frumoasă, deșteaptă, talentată, veselă, zâmbitoare. Mâncare poți face? Desigur. Gospodină, copii iubește. Nu cred că aștepți bărbatul ideal. De ce să nu-l aștept? Ideal. L-aștept, da. Am înțeles. Și cum arată? Cum trebuie să fie bărbatul ăsta ideal? Știi că noi căutăm idealul, dar de multe ori nu știm ce înseamnă pentru noi idealul ăsta. Sincer, nu pot să dau un răspuns la această întrebare. Fiindcă pentru fiecare domnișoară, bărbatul ideal este diferit. Eu pentru mine o să mă abțin la acest capitol. Ok, dar evident că trebuie să fie cineva care să-ți cucerească și inima și creierii. Da, da, da. Mai greu? Da. Da. Bun, urmează și momentul ăsta. Când vine marele moment, dă-ne un semnal să te invităm, să te descoazem deja în calitate de mireasă sau o soție, să vedem dacă prioritățile s-au schimbat. Așa, adică o să avem subiect de discuție. Uh-huh. Și ai vrea într-o zi să revii pe scena mare? Nu m-am gândit atât de departe. Las lucrurile să se întâmple de la sine. Totul se întâmplă la timpul potrivit, așa cum trebuie să se întâmple. Dacă s-a întâmplat, e bine, dacă nu, e și mai bine. De aceea nu-mi fac planuri grandioase pentru viitor. Deocamdată aleg să trăiesc ceea ce am și să primesc plăcere de la asta. Așa e. Oricum, Dumnezeu le pune la locul lor, la timpul lor. Da. Important e să observăm momentele și să le punem în aplicare. Hai, Diana, că lumea e chiar activă, chiar ne urmărește. Hai să mai vedem. Sadurski, Ludmila. Ai, bucur și colegii mei sunt alături. Sveta Neivert. Sper că am citit corect. Diana, bravo, mă gardim seata voi. Spasiba. Și barbierul Raisa se uită. Mă bucur mult de tot. Așa.
Andoni Maricica, studenta mea, mă bucur că, apropo, ea este în America, înseamnă că și de acolo ne privește lumea live. Frumos! E frumos! Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Nu au apărut întrebări de la spectatorii noștri, de la cei care ne urmăresc. Alexei Gheorghiu ne privește din Germania. Așa. Hai că tare mi-aș dori să nu scăpăm pe nimeni. Iuraș cu Diana. Bună seara, Diana. Natalia Lupu. Nu știu dacă n-am spus ceva mai devreme. Din păcate, emisiunea noastră are un timp, știi? Că bănuiesc că dacă ne-ar lăsa băieții să vorbim, am vorbit până în dimineață, ne-ar găsi tot aici, că noi femeile avem. Da, cu siguranță. Oricum, Diana, îți mulțumesc foarte mult pentru deschiderea, pentru sinceritate, naturalețe și pentru că ai fost cu noi în prima emisiune în direct, este o noutate și pentru noi. Mulțumim și celor care ne-au urmărit. Pentru noi contează și avem un anunț pentru voi, o rugăminte mai bine spus. Dacă cunoașteți tineri de treabă, tineri care au ceva de spus, povestea cărora trebuie să o facem cunoscută, vă rugăm să ne lăsați în comentarii numele lor, poate date de contact și un argument. De ce merită să vină la noi în studio și să-i aflăm povestea de viață, astfel ca să facem emisiunile mai interesante pentru fiecare din noi. Diana, noi o să continuăm discuția la o cafea după, pentru că mi-ai lăsat loc și spațiu pentru întrebări. Noi, dragii noștri, vă dăm întâlnire vineri, tot aici, la aceeași oră, 19.00, cu un alt invitat, dar vă ținem în suspans. Din partea întregii echipe, ziua de azi.md, vă dorim o seară liniștită. Pe curând! Paranoid. You claim this love that you never started. You once destroyed a broken heart that was already shattered.